Și tot în Sfânta Mănăstire Xenofont, alături de icoana Sfântului Gheorghe, purtătorul de iubință, făcătoare de minuni, icoana Maicii Domnului îndrumătoare, Panagia Odigitria, din secolul al XIV-lea. Icoana Maicii Domnului îndrumătoare a împodobit strana dreapta a catoliconului mănăstirii Vatopedii până în anul 1730. În acel an, în mod minunat, icoana a plecat din locuit și a fost descoperită în vechiul catolicon al mănăstirii Xenofont, deși ușile erau încuiate. Părinții de la Vatopedii, crezând că a fost vorba de o lucrare omenească, au căutat icoana și găsind-o, au dus-o înapoi în propriul catolicon, unde au închis-o în siguranță. Dar minunea Maicii Domnului s-a petrecut din nou, icoana revenind la mănăstirea Xenofont. În acel moment, cu toții au fost de acord că este dorința Maicii Domnului de a rămâne în noua ei casă ca protectoare și ajutătoare a copiilor ei aflați în luptă. Maică prea sfântă, prea curată, pururea fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Maică prea sfântă, prea curată, pururea fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, acum în ceasul morții și în ceasul judecății noastre. Amin. Maică prea sfântă, prea curată, pururea fecioară Maria, roagă-te la Fiul tău și Dumnezeu nostru și pentru noi păcătoși, Acum, în ceasul morții și în ceasul judecății noastre, amin. Apărătoare, Doamnă, pentru biroință, mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ții. Născătoare de Dumnezeu noi robii tăi Și ca ceea ce ai stăpânire ne Izbăvește-ne din toate nevoile ca să strigăm ție, bucură-te mirea să pururea fecioară.